Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat că este îngrijorat de situația din nordul statului Kosovo și din acest motiv există posibilitatea ca Naționala României să nu fie susținută din tribune de către fani. Nu avem un risc privind disputarea meciului când sunt astfel de meciuri, iar în zonă se întâmplă anumite incidente, în mod automat numărul forțelor de securitate și de ordine trebuie să crească, ceea ce se va întâmpla cu siguranță și la meciul nostru de la Priștina. Cu siguranță că atunci când discuți despre riscuri de securitate, în mod normal poate să fie și un scenariu precum mutarea partidei, dar cu siguranță acesta nu este un scenariu care să se afle astăzi pe agenda noastră. Unul dintre scenariile noastre este pur și simplu să nu beneficiem de aportul suporterilor noștri dacă vom avea cel mai mic risc la adresa siguranței lor, a precizat președintele Federației Române de Fotbal. Echipa Națională de Fotbal a României întâlnește pe 16 iunie de la ora 21:45 de minute pe stadionul Fadil Vocri din Priștina, selecționata statului Kosovo, într-o partidă contând pentru preliminariile campionatului european din anul 2024. În ultimele zile, în nordul statului Kosovo, la granița cu Serbia, au avut loc ciocniri violente între etnicii sârbi și forțele de securitate kosovare. Incidentele au avut loc pe fondul protestelor etnicilor sârbi împotriva preluării mandatului de către primarii albanezi într-o zonă cu majoritate sârbă, după alegerile pe care le-au boicotat. NATO va desfășura un contingent suplimentar în Kosovo după ce 30 de membri ai forțelor internaționale de pace au fost răniți în recentele violențe.